Bună! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Abia așteptam să fac acest vlog. N-a durat mult de când am primit aceste cadouri, dar nu ce să fac, sunt curioasă. Mai ales că le văd împachetate așa. Nu știu dacă vedeți acolo în poză că am pus... Să vă mai arăt ce frumos este de... Cred că știți de la cine este, pentru că am mai primit daruri de la această persoană minunată. Este o persoană minunată și nu pentru că îmi oferă aceste daruri, ci pentru că este un om minunat. Un om minunat cu o poveste de viață incredibilă și... Nu vreau să deschid subiectul, fiindcă mă emoționez și sunt extrem de entuziasmată. Pentru că am primit aceste daruri și, după cum vedeți, m-am și pregătit cu pulăvrașul meu pe care mi l-am cumpărat anul trecut, fapt, e hanorac ăsta. Abia așteptam să îl port. L-am găsit zilele trecute prin bagaj și am zis, nu, hai, al meu ești. Bun, fix să începem că, nu, emoții, una alta. Cu ce să începem? Hai să începem cu cel mai din margine. Cu ăsta a fost ultimul, dar o să fie data aceasta primul. Avem această cutioaică, care e nu că este grea, este foarte grea. Ia să dau mai jos să vedeți voi cum mă bucur eu pentru fiecare cadouaș. Și oricum cutia asta o să o păstrez, fiindcă îmi place. Ia să vedem ce mi-a pus mie aici, minunata. Ia, doamnă. Up. Ia, uite, mi-a mai pus niște chestii. Ia. Susan negru. Și, uite ce greles. Ah, Susan alb, super. Eu chiar le folosesc pe astea, cred că am văzut în vloguri că mai foloseam. Ah, sirop de arțar. Doamne, de când vreau să-l cumpăr? Preferatul meu. Aici mai avem, dar nu o să desfac că durează mult, ciocomiere. Ciocolată cu miere? Cred că tot ceva sănătos vegan. Și manciuria, manuka honey. Cred că e ceva miere. Nu știu, vedeți sau o să o întreb, fiindcă chiar nu știu. Să pun deoparte gunoiașele. Bun, trecem mai departe. Mai departe cu... Să fac ordine deodată, că după dacă le desfac, știți cum las? Teroare și câtă treabă am zilele astea, nu permit să las dezordine. Mai avem aici încă un cadouaș. Dar cum să pun eu camera așa încât să vedeți și ce fac eu aici? Nu se vede tot. Ia să vedem. Nu-mi place că schimb frumusețe de ambalaj. Avem așa, o cutie. O să dureze mult vlogul ăsta. O să dureze mult. Că nici nu mi-am luat nimic la mine să tai. Oare n-am așa un cuțit din greșeală pe aici pentru mine? N-am. Hai, mă. Aha. Hai, că reușesc. Sunt înrăbdătoare și rup. Cum o fi? Asta ai văzut om încăpățânat ca mine. Să nu mă ridic după... A, arăte că am un pix acolo. Ar putea să fac cu pixul. Hai. Bun. A, băi, deschide. E lipit din ăla, lipicios. Greu de scos. Opa! Avem și... Mamă, ce frumoase sunt! Cele de iarnă. Fai, ce frumoase sunt! Mai avem și... A, mor! A văzut că n-am cu ce să tai cartofii. Mor! Așa. Și încă unul un pic mai mare. Asta cred că face ceva... Super! Mulțumesc! Mor! Mi-a luat
prăjitor din ăla, că tot timpul mă plângeam că nu am prăjitor. Nu. Iertați-mă că o să zic acum haterii, a, păi de aia te plângi. Că mă gândeam vreodată că plângesc eu un prelungitor, dar Doamne ajută că mi-am cumpărat unul, dar e mititel cel ăla, e enervant. Pensi mult. Următorul. Că mă, se vede că se uită la vlogurile mele, dar bine vlogurile la live-uri, că vlogurile ca vlogurile, că alea sunt scurte, dar live-urile este o oră jumate. Și am putea răbdare să uită la mine să vadă prostimarele mele. Eu vorbesc de toate pe vlog, am văzut pe live. Că mi-e rău, că mă doare capul. Că... Și voi ce-mi ziceți, eu ascult. Mi-ați zis de ăsta. Stați să aduc ăsta de aici. Mi-a zis să-mi cumpăr igienul, mi-am cumpărat igienul, mi-am dat toată casa cu din ăla. Am dat și pe uși și pe... Am dezinfectat toată casa. Eu mai dădeam cu spirit, da? Mamă, mamă, ce avem aici? Mamă, câte cărți! Ioi! Am decedit, mami. Bun, începem cu prima carte. Stați așa că nu iesă, că e mare. Mor. Rețete vegetariene. Ce tare! Bărbați inteligenți nu au nevoie de amante. Corect. Proști. Proști sunteți, mă. Proști. N-am fost așa ceva. Vă trebuie amante când muierile stau acasă. Cum... Femei inteligente vorbesc pe limba bărbaților. Da, frate. După ce terminam cartea asta de citit, o să fiu smart. Doar un miracol. Doar un alt miracol. Ce tare. Uite, pe asta o să citesc imediat cum. De fapt, nu, că mai am alte două în plan. Nu. Și mai avem... Gătește repede, sănătos și gustos. Super tare. Abia aștept să le citesc. O iubire de Crăciun. Corina Lupu. Frumos. Abia aștept. Și o felicitare. Doamne, ce frumos. Asta nu-l aruncă, eu îl folosesc. Poate mai trimis și o scrisoare. Avem o felicitare de Crăciun. Unde spune așa. Nu știu, de fapt pot să-i spun mai. Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândești la... Meritați. M-am bâlbuit. Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândești la persoanele speciale din viața ta și pentru mine tu ești una dintre acele persoane minunate. E sărbătoare. Bucură-te de pace, lumină și căldură alături de cei dragi. Deschide-ți inima pentru a primi dragoste și fericire, lasă sufletul să renască și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit. Aceasta este noaptea magică în care poți întâlni o persoană specială. Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile și trăiește miracolul nopții de Crăciun. Anul ce stă să vină să-ți aducă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Sărbători fericite, la mulți ani, Bianca. Te îmbrățesc cu drag. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc din suflet. E o scrisoare foarte... foarte frumoasă, e specială. Și cuvintele chiar mă emoționează. Atunci când spui că sunt una dintre acele persoane minunate și speciale pentru tine, mulțumesc din suflet. La mulțumesc și ție, oricum, îți mai spun la final. Îți mai spun la final, oricum oamenii sunt curioși să vadă ce mai avem aici. Avem acest pachetul. Pachetoi. Cum tu m-ai surprins. M-ai surprins până acum cu ce mi-ai trimis și se vede într-adevăr că e scurt. Cum ai trimis prelungitorul, e... M-a venit... Știi că e o nevoie de-a mea. Stați să spui. Știi că e o nevoie de-a mea și... Cum te gândești la mine, la nevoile mele, să mă scape mine de probleme? Cred că darul ăsta face mai mult decât orice. Și nu mă prelungitorul, zic așa. A, să putea să nu mă surprindă ea cu așa ceva. Stați pe fază, stați că vă arăt. Eu le deschid cu pix. Vai de capul meu și de zilele mele. Vai de capul meu.
Iași. Știi ce sunt astea? Chipsuri de cocos. Cum să trimiți atâta chips de cocos? De pudin curată. Ia să iau una, dacă tot suntem aici. Mamă, ce bine, mă. Super. De astea mâncam cum uitam. Când mi-ai trimis atunci mai mult, stăteam cu Berna. Uitam la film și ne uitam. Și mâncam și eu și ea, și eu și ea. Mă rugam să nu se termine. Acum, trebuie să mă mai rog că îmi ajung până în 2022. Ai, nu cred, mă! Rafaelu, preferatul meu! Aș mânca Rafaelu toată viața mea. Ce bun! Dulceață de clementine cu sirop de struguri. Măi, mă, super tare! Abia aștept să gust. Eu mi-e poftă de mor. Nu știu cu dulcețurile, dar așa mai fistechii îmi plac. Caise, deshidratate. Doamne, dar ce de bune tot aici, măi. Curmale deshidratate fără sunguri. Bun, curmale. Fistic, bun. Mix mic dejun, bun. Mi-e poftă acum. Mix pentru energie. Stafide, nuci, caju, alune, pătrâne, nuci de Brazilia, amigdale. Și avem așa. Nu cred, asta este ciocolată caldă vegană. Bun. Mamă, abia aștept să gust din asta. Îmi fac în seara asta. Și un bauti. Îmi dai și ceva. Mi-ai dat și ceva care îmi preiește sănătos. Dar este bun. Prăjiturică vegană. De asta mai mâncat. Îmi place. Încă una. Și cred că are și alua. Da, e cu alune. Da, soia. Lapte de soia. Bun. Mă, dar ce bunătăți mi-ai trimis. Bounty. Bine, mi-a trimis numai două, așa, ca să... Bă, și ce mișto e și săculețul ăsta. Ce fain e. Ok. Yeah. Foarte fain. Îl las aici sub brad. Și mai departe, dar asta nu o să o deschid, pentru că îmi place prea mult cum arată. Vedeți, este un bol plin cu bombonele și cu acest ornament. Foarte frumos, nu îl deschid, că îmi place prea mult așa. Și las pe masă, când ai avea și eu un safir. Da. Hai să luăm și pe acesta micuț. Să vedem ce avem mai mic aici. Vreau să vedem ce aici. Opa, Penelopa. Nu știu ce avem aici. Sushi? Nu. Sushi. Avem, de asta cred că de pus bijuteriile, mă. Opa. Și avem ceva aici. Ia uitați cum arată. O scrisoare. Avem așa, un balsam canuca. Mamă, dar cum era? Dar e de buze oare? Să nu-mi dau în alte părți. Că nu e ok. Haideți să vedem scrisorica. Balsam canuca pentru piele. Crema de canoi este formată din ulei arbore din cerea, este un copac sau arbust precum unt, așa, ceara, crema poate fi folosită din cerea pulezurilor sau pentru a susține pielea uscată și fragilă. Bun. Deci balsam de buze. Super, n-am știut. Bine măcar că am dat pe buze. Să-l pun aici ca să țin minte că ce și ce greșeală fac și mă dau în altă parte. Așa. Mai departe avem o cremă de la L'Oreal, intens hidratantă piele catifilată și aceasta această cremă
nu știu dacă este potrivită pentru mine, dar de fapt arată, e hidratare și vitamina E și B, da. Super. Abia aștept să încerc. O termin pe-a mea și imediat o încep asta. Și așa nu aveam. Haideți, știi ce facem? Mai luăm unul și o să continuăm partea a doua. N-am cum. Credeți-mă, n-am cum că este prea mult. Prea mult, o să facem partea a doua. Asta e. Haideți să luăm pe acesta micuț. Și să vedem ce avem mai încheia. Mă, dar n-am răbdare, mă, să rup și eu frumos, din loc. Uite ceva bijuterie. Ia să vedem. Avem această cutiuță cu sclipici. Ia să vedem. Vai, dar cât e frumos. Ia să vedem dacă pot să vă arăt acolo. Super frumos. Ia uitați. Nu știu dacă se vede. A? E colorat așa foarte fain. Super frumos. Și cred că ăștia sunt ceruri. A, dar ce frumos. Doamne, doamne, ce gusturi bune ai, măi. Foarte tare. Ia să vedem. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mai deschide mâna. Mai deschid. Mi-a stricat și bradul. Ce-o pica, mă? Ioi. Mai deschidem unul și continuăm pe vlogul celălalt. Ia să vedem noi ce avem la mâine. Să aude ceva. Dar ce? Aceasta e pe bani. Cred că e ceva de brad. Nu crezi, mi-ai trimis glăbuțe pentru brad. Cu roșu. Și cu... am văzut cum mi-a făcut brăduțul. Super! Ia uitați, mi-a trimis flori. Că nu aveam flori pentru brad. Mor, ce frumoase sunt. Și chiar sunt exact potrivite pentru brăduțul meu. Da, mai avem și globul ăsta, vai, dar ce frumos e. Super, super. Și ață, că nu am pentru. Și vai, ce frumos e și globurile astea. Și mai micuțe. Așa. Și încă una așa superb. Florile. Doamne, 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 ce frumos e. Și încă una, ia. Asta, vai, și asta e frumos. Da. Mulțumesc tare mult, dar din păcate v-am spus o să continuăm pe următoarea parte. Mulțumesc din suflet, Ralu, și revin. Aștepați-mă.